este cea de-a 10-a ediție, o ediție aniversară care a început acum 10 ani din inițiativa Opriței Dragalina, nepoata generalului Dragalina, care e primul și cel mai important sponsor al nostru. Lucrările premiate astăzi sunt de o valoare, consider eu, foarte bună, în sensul că ne aduc în memorie scrisori sau declarații, mai bine zis, de pe frontul de la Stalingrad pentru a înțelege de la fața locului tragedia care s-a întâmplat atunci, și două monografii despre doi generali de excepție, Tomescu și Paul Teodorescu, două eminențe militare ale perioadei interbelice. Acesta m-am prezentat la concurs, să spun așa, cu monografia generalului Paul Teodorescu, un personaj foarte important al armatei române, a avut o carieră de comandant, de profesor, de diplomat la Paris, de autor de studii militare. Sunt foarte fericit să anunț că Editura Militară a primit și anul acesta două cărți, două lucrări așadar apărute în anul 2023 la Editura Militară au obținut premii anul acesta.